Bună dimineața, soare. Intersecția străzilor Ruso cu Dimo din Chișinău, capitală europeană, lângă Spitalul 3, numit în propriu Sfânta Treime, lângă numărul 1, lângă Rogop Franzeluța. Nu așa trebuie să arate o capitală europeană. Când ăștia trebuie să fie instituționalizați, protejați de stat, dar cu ocazia asta se protejează și oamenii. De când degeaba le-au pus etichete la ureche, dacă ei sunt în stradă printre oameni, bătrâni, bicicliști, animale. Ca la altă turmă de câini vagabonzi. Am lângă Ministerul Sănătății și Spitalul de Copii Emilian Coțaga. Na, nu-i vina Ministerului și nici a Spitalului, mai degrabă a Primăriei. E responsabilitatea Primăriei să aibă grijă de câinii ăștia. Dar oricum, îi devine toată guvernarea. Au ce turmă aici. Acolo e intrarea la spital și acolo a ajuns turma de prieteni patrupezi ai omului, pe care omul eu cam abandonat. Eu lăsat să se mulțească haotic și să se descurce în stradă. Sărași căței își descurcă în stradă, dar prezintă pericol pentru bicicliști, pentru copii, pentru bătrâni, pentru persoane cu dizabilități care se mișcă cumva mai sacadat și trezesc curiozitatea patrupiedelor. Dacă mă străgă. Deci trebuie făcut ceva cu turma asta. Turmă drăgălașă de javre patrupiede. Unii deja s-au încleștat acolo, se mulțesc. Dar nu pierd nicio ocazie să latre vreun biciclist sau vreo persoană cu trotineta. Și e stresant. Fata nici nu îndrăznește să traverseze când au văzut așa turmă. Un biciclist care și-a pus mintea cu câinii și i-a provocat. S-a aprins semnalul verde al semaforului. Puteți traversa strada. Turma. What?